Bună dimineața! Sunt subiecte și subiecte. Unele mai mult, altele mai puțin motivaționale. Nu suntem foarte multe pe grup. Mă mai uit pe statistici și, și văd că interesul scade pe zi ce trece. Asta mă duce la gândul că foarte multă lume este motivată inițial să slăbească. Deci, zice, toată lumea se gândește la genul, ai, peste o lună am o nuntă sau la vară mă duc în concediu, trebuie să dau jos repede, repede niște kilograme. Hai să văd ce mai fac alții sau altele. Și motivația noastră de a slăbi, în general, este cea estetică. Hai să nu fim ipoc ipocrite, da? Adică, băi, se mărită nepotul. Eu trebuie să arăt bine că sunt uh, acolo, la masă aia și... În fine, eu nu cred că cineva chiar se uită la kilogramele noastre sau mai ține minte când am fost la vreo petrecere, că eram de bine, că eram de rău, dacă nu apăream prin poze sau prin presa locală. Um, și sigur că ne aici o rețetă din aia gen suedeză, luni mănânci, o 100 de grame de șuncă cu un ou fiert, o felie de pâine și o limonadă. Marți mănânci un grătar de piept de pui și nu știu ce. Sigur, dietele alea e posibil să-ți aducă un minus de multe kilograme în timp scurt, dar ce se întâmplă după e ca și cum n-ar fi corpul tău, n-ar fi viața ta, n-ar fi stilul tău de viață. Eu nu vreau, nu vreau să credeți că nu am încercat genul ăsta de cu redeslăbire. Nu? Și eu, la vremea mea, în tinerețe, vreau să fiu top model și așa mai departe. Am zis că nu mai folosesc și așa mai departe și încerc să îmi redresez ticul ăsta verbal. Deci cunosc problema, da? Cunosc problema. Uh... Și am și spus-o. Dacă cineva nu se regăsește în grup, mai bine pleacă. Asta este. Um, astăzi am îmbrăcat o fustă pe care n-am mai purtat-o de vreo 15 ani, cred. Uh, am cumpărat o țin minte, pentru nunta unei cunoștințe, unei, ar fi mult să spun prietene, dar pentru nunta unei familii de care eram eu atașată, numai că între timp începusem tratamentul cu sibutramină. Și sibutramina asta era în studiu, dar a făcut spectacol da, cu corpul meu, adică în câteva luni am dat jos foarte mult, încât fusta asta nu mi-a mai trebuit la nu a da, trebuit să îmi cumpăr uh, haine noi doar că având efectul ăsta de reîngrășare slăbire, reîngrășare m-am abținut să mai dau hainele mari de obicei când slăbești ai impresia că acolo ai să stai toată viața și n-ai să mai pui la loc și chiar zici, nu, mă simt foarte bine așa, cum să mai pun eu la loc? Încetul cu încetul, încetul cu încetul, intervine lenea, pofta, nu știu, ai impresia că n-ai să te mai îngrași, lași garda jos și ajungi de unde ai plecat. E, eu astăzi stau în fusta de acum 15 ani, ceea ce totuși e un lucru bun, adică ar trebui să văd și partea aia bună. Că dacă intru într-o fustă pe care mi-am cumpărat-o acum 15 ani, se putea și mai rău, adică puteam să nu intru nici dacă aveam două fuste din alea pe mine, da? Semn că ponderostatul meu vrea tot să stea acolo undeva la 85 de kilograme și eu tot îl zgândăr și nu îl să, să stea în pace, știți, și în voie bună. Dar Alt, alt, gând gând a venit astăzi de dimineață. În momentul în care eu pf, slăbeam evident, uh, m-a întrebat cineva, fată, de, de ce slăbești așa mult? Ce s-a întâmplat? Ce fac cu tine? Uh, și am zis, nu, am o nuntă și încerc să țin așa, să mănânc și eu mai puțin și chestii de genul ăsta. Și răspunsul a fost, păi, da, și e așa importantă nunta asta să dai kilograme jos pe, pentru o nuntă? Uh, și acum, uitându-mă în urmă cu 15 ani, constat că și eu, și persoana interlocutoare, care era o persoană importantă în viața mea, adică nu era o persoană de pe stradă, era cineva cu însemnătate când vorbea ceva, știți, și pe care am luat-o în seamă. Da, amândouă eram în eroare. Eu eram bucuroasă că slăbesc. Na, și voi arăta foarte bine la nuntă și, într-adevăr, la nuntă aproape că nu mă mai recunoștea lumea. Iar persoana care m-a întrebat de ce este o nuntă așa de importantă încât să fac așa un chin să slăbesc, era și ea într-o eroare cumva, pentru că nu vedea problema că slăbești pentru sănătate și de multe ori, deci eu cred că 90% din oameni, oamenii pe care i-am întâlnit eu, poate voi întâlniți alți, altfel de oameni, 90% nu o să te tragă de mânică și nu o să fie îngrijorați că tu te îngrași. Deci nimeni nu e îngrijorat că tu te îngrași și ești gras și Uh, nu înseamnă că îți merge bine, da? Asta e mentalitatea aia în România, da? Ești gras? Nu înseamnă că ai bulimie, că mănânci hipercaloric, că mâncarea ta este de proastă calitate, care e o mâncare care nu-ți aduce decât calorii și nu-ți aduce nutrienți. Nimeni nu e îngrijorat dacă te îngrași. Uh, S-a îngrașat. Cum dai jos câteva kilograme dintr-o dată? Păi, dai prea mult? Dar de ce slăbește? dar o avea o boală, da... și vin comentarii gen, fată, dar te-ai tras la față, vai, dar nu-ți stă bine, dar nu-ți cade părul, dar n-ai anemie, dar n-ai nu știu ce, deci toată lumea începe să se îngrijoreze de sănătatea ta în momentul când, de fapt, sănătatea ta este pe un făgaș bun. Da, știți care este reversul acestei probleme? Reversul este că tu însă -ți, în, începi să-ți pui niște probleme greșite, oricum, dar care vin din părerile celorlalți. Băi, fată, dacă te îmbolnăvești, unde ai să mai dai jos? Dar stătea foarte bine așa cu fălcuțe. Da, băi, du-te și fă analizele, că dacă ai o boală și nu-ți dai seama... Știți, este mentalitatea asta că oamenii care slăbesc, sigur au o boală. Oamenii care se îngrașă, deși sigur au o boală, aia nu mai vede nimeni. Dar încă o problemă, încă o problemă. Noi nu ne dăm seama cât putem să distrugem cu cuvintele și părerile noastre în cei din jur. Poate aparent vrem să fim doar politicoși, Poate aparent vrem să fim doar îngrijorați real. Poate că ne roade puțin invidia. Știți? Și atunci, de ce să nu împungem cumva? Ca așa e firea umană. Dar noi descurajăm prin cuvintele noastre. Am făcut clipul ăsta să vă spun că eu am fost descurajat. Nu că aș da vina pe alții. Dar în mod real... Persoanele din jurul meu nu m-au descurajat când, când au văzut că mă îngraș. Nu m-a tras nimeni de mânică să-mi spună: Băi, ai întrecut măsura, ai o vârstă, n-ai să mai încape ușă cei cu tine, știți. Dar când au văzut că dau jos și slăbesc, s-au repezit că uli ca mine, pe mine, și colegi de servici, și prieteni, și vecini de bloc, și cunoștințe și simpli pacienți, adică lume diversă, da? Au tăbărât pe mine, fată, da, um, noi ce cu tine de slăbește așa? Ce nu se întâmplă? Ai o față bolnăvicioasă, ceva? Și atunci îți intră în cap chestia asta și kilogramele astea în plus îți aduc un confort emoțional de care vă vorbeam într-un alt clip. Că nimeni nu rămâne la o anumită greutate dacă nu are niște beneficii din acea... Să dau drumul la pisică, care a ieșit de balcon. Uh, Da, pisică, da, da, da. Da, pisică. Da, pisică, da. Ha, intră în casă. Asta vă vorbeam. Că nimeni nu stă la o anumită greutate dacă nu are acolo niște beneficii. Și mi-am... Inițial am zis, nu, eu n-am niciun beneficiu, n-am, n-am, n-am niciun beneficiu că sunt grasă sau am 10 kg în plus. Am numai dezavantaje. De fapt, am realizat că cei din jur m-au făcut să cred despre mine că atâta timp cât sunt grasă sau supraponderală, în fine, sunt și sănătoasă, da? Adică, doamne ferește, nu recidivează cancerul, nu... N-am nicio diabet sau vreo boală ciudată din asta, nu, că sunt grasă. Deci dacă sunt grasă, trebuie să fiu și sănătoasă. Și cumva, subconștientul meu a procesat toate aceste mesaje. De la tine, de la tine, de la tine. Deci toate aceste mesaje, în subconștientul meu, mi-au transmis exact ideea asta, fată, Lasă așa mai multe kilograme, că dacă, Doamne, ferește, te îmbolnăvești, de unde ai să mai dai jos, da? Recunoașteți că asta este mentalitatea România și nu o să scăpăm de ea. Chiar dacă o conștientizăm, e greu să scăpăm de chestia asta de frica pe care ți-o induc ceilalți, că trebuie să ai niște rezerve acolo pe care să le folosești ca economiile de la bancă, da? De fapt, nimeni nu-ți spune, fată, te pregătești de pensie, tu ai acolo măcar vreo 100 de milioane ca să ai acolo de zile negre, nu interesează pe nimeni. Dar kilogramele, da, kilogramele în plus sunt foarte importante când le are cineva. Că pentru zile negre de foamete să-i ajungă, da? Deci, doamnelor, sfatul meu sincer este să vă abțineți, să faceți orice remarcă în ceea ce privește greutatea persoanelor din jur. Sigur, o să le spuneți: Ai prea multe kilograme le veți răni, pentru că ele, orice o persoană obeză este sensibilă la subiectul ăsta, iar dacă dau jos, încurajați-le dacă puteți, deci încurajați-le, pentru că este un efort greu, dar nu le spuneți niciodată, păi, prea mult oprește-te sau chestii de genul ăsta, pentru că prea mult oprește-te le va face să sară în sus ca o minge de, de ping-pong, știți? Uh, nu uitați că puteți ucide cu cuvintele.